Salut și bine v-am găsit la un nou episod cu și despre industria de beauty. Astăzi am ocazia să-l am lângă mine pe Adi Perjovski și vreau să-ți mulțumesc că ți-ai rupt din timpul tău, că tocmai discutam cât de prețios e timpul și nu ne mai ajunge de niciun fel. Și îți mulțumesc că ești astăzi aici. Și eu îți mulțumesc tare pentru invitație și știi că e o plăcere de de fiecare dată pentru mine să petrec timp cu tine atât la seminar cât și afară la o bere sau la o cină și cât și aici. Mulțumesc mult! Dacă îmi permiți așa, astăzi o să te descos așa puțin și o să vreau să începem de la începuturile tale, pentru că... De când era mic, mic, mic? Sau... când erai mic, mic, mic în industria asta, am înțeles. Și bă, cum ai ajuns în zona asta de beauty? Ce te-a pasionat sau cum? Nu știu... Ce m-a atras, practic. Exact! Păi, părerea mea este că, nu știu, partea de frumos stă în fiecare din noi, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, poate nu contează sexul, și um, cred că, nu știu, tuturor ne place să fim aranjați, să fim frumoși de mici. Um, partea de beauty m-a atras uh, după terminarea liceului, când am dat la facultate. Am intrat la facultate în anul întâi, practic, la um, ASE, că toată lumea de a la ASE în perioada <laughs> aia și trebuia să mergi cu același tren, nu? Că altfel n avei cum. Uh, acolo intrasem la învățământ deschis la distanță, la IDD, și principala mea intrare la facultate a fost la facultatea de chimie urm- ca vă voia să urmez la vremea respectivă ce a făcut și el în partea alimentară, că acolo se câștigă bine. Ei bine, de la noi puteai să ieși cu un job de, nu știu, inspector în calitatea mâncării sau tot felul de chestii de genul ăsta, care nu ar fi fost rău, dar în orice caz nu era ceva cu care mă regăseam practic. În schimb, m-am dus la chimie, am intrat la chimie la zi, pentru că știam eu că prin anul 2 citisem programa, se făcea un curs de parfumerie și cosmetică. Mm. Și atunci avea parte cu frumosul, pentru că atunci când eram mai mic, de fapt, aveam nasul foarte fin pe partea de parfumerie și, de fapt, asta era meseria pe care mi-o doream să o fac mai de mic, pentru că mă atragea foarte, foarte mult mirosul, parfumul în sine. La noi nu ea fiind o astfel de facultate și la vremea respectivă nu își permiteau părinții să mă trimită la Paris, la Isip, ca să pot să fac astfel de cursuri, să devin eu parfumier sau ce aveam eu, visam ca Ivers pe pereți la vremea aia. Așa? Și printr-o cunoștință, printr-o prietenă, aflasem de un curs, chiar de Dragoș Chircu, că a fost și pe la Vocea României, că se apucase de coafiură la Sorin Similea. Și nici nu știam că există cursuri pentru așa ceva, adică nu mă interesa. nu, nu știam treaba asta. Și am zis, mă, dar da, mi mi-ar plăcea să fac treaba asta, adică mă regăsesc în partea asta, pentru că de mic, eu mă jucam cu păpușile, le pieptăneam, le tundeam, vecinele de la bloc le vopseam. Aveam oarecum contact cu domeniul de, de partea asta de beauty pe hair. Și uite așa am început un curs de coafură. <fie> Și au trecut mulți ani de atunci. Mamă, mulți ani pe ea. Exact anul ăsta se împlinesc 20 de ani. Mulți înainte. 20 de ani. Aș fi eu de 20 de ani de vârstă, dar sunt 20 de ani de meserie. De meserie fapt. Cu multe experiențe. Da, multe, multe. Acum, apropo, de 20 de ani de meserie, cu multe experiențe, spuneai mai devreme și de training. Cât de mult a contat primul curs pe care l-ai făcut și cât de mult au contat restul cursurilor în ceea ce este astăzi, Adi? Păi au contat foarte mult. Primul training a contat cel mai mult pentru că a fost un training adevărat și consider că în meseria asta, dacă te apuci și ai un curs bine structurat și definit și ai bazele, chiar dacă ele ar fi pe tunsori clasice, acelea cu ei șuviță cu șuviță, pe părume, transparentă, să înveți bobul, să înveți tunsoarea și pe 45 de grade, pe 90 de grade, pe layers, pe whatever. Deci pur și simplu baza contează cel mai mult că pe această bază pusă tu poți să vii cu amprenta ta și să îți dezvolți creativitatea și să poți să faci, practic, lucruri până la infinit. Dar, ca în orice domeniu, cred că trebuie să ai o bază foarte bună. Așa că, acel prim curs contează foarte mult. Cred că e un lucru care bă, merită să-l înțeleagă toată lumea. Pentru că mai avem întrebări de genul, bă, de ce costă atât de mult un curs de coafor? Uh, și nouă ni se pare cel mai ieftin curs pe care îl faci în toată meseria asta că Dacă stăm să comparăm 2-3 uh, zile la Paris-Londra Ok, facem excepție De pandemie și faptul că ne-am de deplasat mai greu Dar bă, știm cu toții, mergem la Londra 3 zile, 5.000-6.000 de euro Dacă vrei să mai intri și Corect, la niște cursuri pentru... Oamenii, din păcate la noi, uite vezi, nu pun uh, nu conștientizează Sau nu gândesc un pic mai departe de ce înseamnă treaba asta că... Dacă, exact cum spui, te costă deplasare, te costă un bilet de avion, te costă cazare la hotel, mâncare acolo, plus cursul în sine. Plus că mai am în calcul că oamenii pregătiți la noi, cum ești și tu, cu un trainer ex excepțional de bun, pur și simplu tu ai investit în tine o groază de bani, o groază de bani, clar, în, toate, în toată experiența asta, și normal să ceri un preț. Da, e un, pentru România, mi se pare că e ieftin. Deci, chiar e ieftin. Trebuie să aprecieze mai mult. Plus că dai un bani. Um, unor oameni care te învață foarte bine, că trebuie să ceri și niște feedback-uri pe piață, de acolo ai baza meseriei tale, deci cu aia te mergi mai departe. Și atunci, da, trebuie să o plătești, dar cine ar putea să le mai deschidă mintea oamenilor ăsta? care deja aici nu mai ține de partea noastră de educativă pe care trebuie să le oferim, ci ține și de cei șapte ani de acasă de ai lor, sau de, ce, de cât îi și duce capul până la urmă și de ce dobândesc ei în generală și liceu. Acum, în momentul în care ne-am apucat amândoi de meserie, cred că era așa o vorbă de aia prin popor, că dacă nu înveți, te dăm mama la școala de coafeze. <laughs> Cam așa era. Deci așa era Cam așa și era. zic, băi, stai un pic, noi ne-am apucat de una, două, trei facultăți, de alte lucruri și bă, am ajuns să facem meseria asta la bă, un alt nivel. Dar, câteodată, de către clienți, mi se pare că meseria noastră e percepută de unii ca fiind ieftină, fiind chip. Adică, chiar trebuie să faci atâtea cursuri ca să știi să tai păr. Da, și de, nu, și de ce costă și atât? Sau cu, cu cât de ce costă tunsul La mine și la tine, probabil la fel. De ce costă atât? Păi, vă exprim de ce. Da, din păcate, mulți oameni nu apreciază nu doar meseria noastră, nu apreciază timpul și orice job al altor oameni. Că despre asta este vorba. Pentru că Oricât de înstărite ar fi, și oricât, ce, orice situație materială ar avea, și oricâte vitoane și herbicule ar apărea ele pe mână, dacă nu știu să respecte o latură umană, chiar dacă e o femeie de servici, chiar dacă este un stylist, chiar dacă e un frizer, chiar dacă e un bucătar, ești ca om zero din punctul meu de vedere, ca și valoare. Și da, multe nu înțeleg treaba asta, dar uite că cu timpul, cred că acea clientelă s-a triat și oarecum ne-am, s au format -o, niște cliente care pur și simplu se asemănă cu valorile noastre și care ne respectă, ne respectă timpul, educația și înțeleg diferența, pentru că probabil ele s-au mai și plimbat de colo-colo și tot au revenit. Involuntar e un subiect care l-aveam în cap să-l discut cu tine, despre care este prețul corect dar până la atinge care e prețul corect, cred că de obicei clienții ăștia care nu știu să aprecieze și să plătească serviciul corespunzător sunt oarecum oricum aia îmbogățiți peste noapte, au dat și ei de bani și acum bă, încep să facă toate. Dacă stau să mă gândesc așa la clientela mea, la clientele care bă, sunt născute din generație în generație ca fiind oameni educate, cu... adică cu bani, dar cu educație și cu, bă, cu umanitate, ca să spun așa ceva, nu a existat nicio clientă care să bă, nu aprecieze adevărata valoare a serviciului. Doar că am amândoi am lucrat atât de mult la brandingul nostru în an de zile, încât involuntar lumea ajunge să plimbe. Dar vreau și eu la Adi, vreau și eu la XYZ. Da. Și așa ne mai trezim cu câte o clientă de asta care zice, dar de ce costă atât? Asta este una și mai vreau să ridic încă un subiect de discuție, de ce crezi că până la urma urmei au ajuns să considere scump serviciul? E oarecum din cauza faptului că avem o educație destul de proastă în domeniu și toată lumea a început să tundă în garaj sau a trecut din garaj într-un salon care l-a făcut o doamnă care iubitul ei n-avea ce să facă cu banii. Și zis că peste noapte îmi fac și un salon direct. Și mă duc și eu la Vadi, și la Eddie și la X în salon să iau oamenii, că le promit 5 lei în plus, că cam așa se întâmplă. Uh, și l-au poziționat ca fiind pe aceeași nișă cu noi, scumpi. Uh... Dacă probabil au amenajat într-un anume fel și ei cred că practic amenajarea unui spațiu dă luxul serviciilor, deși este total eronat. Dar, mă rog, ei poate să speri și să treacă, dar așa cum le deschid, la fel de repede și închid. Într-adevăr, suferim și noi o perioadă pe partea asta, pentru că până să-și dea seama, dobitocii de colegi, scuză-mă că îi spun așa, dar n-am cum altfel, că l-a plătit sau i s-a făcut o ofertă cu, nu știu, 100 de lei mai mult la salariu sau ceva de genul ăsta, până să-și dea seama și colegul angajat de treaba asta, într-adevăr ne afectează și pe noi. Nu le dăm cap total, că n-am picat la pământ, că ne ridicăm, că tragi clientele, că oricum îți vin, că suntem o sursă în practic infinită și nesecată de cliente, că dacă vrei să faci treaba asta într-una, și îți al altom, faci treaba asta, dar până să-și dea seama, te afectează și pe tine. Saloanele oricum nu rezistă mult. Și nici ei ca oameni, pentru că adică și ei pică, își pierd din clientelă pentru că se și mută de colo-colo. Și revenind la subiect, că chiar mă bucur că m-ai întrebat treaba asta, de, de ce costă atât? Păi este simplu. Eu aș cere dublu pentru cât cer acum la un sincer. Mi se pare că nu este prețul corect pentru România, pentru câți bani am investit în mine în educație și pentru cât am investit în mine nu numai în educație, în dezvoltarea personală pentru a putea discuta cu fiecare client în parte și a face și partea psihologică cu el, că nu este doar un executat de tuns de vârfuri, pentru a, a obține cel mai bun rezultat și a plecat cea mai, cea mai fericită și cea mai mulțumită. Deci, am avut o situație în care Dar de ce trebuie să plătesc 250 de lei doar pe tuns? Că am venit, a durat 5 minute și mi-a luat doar atâta. Păi, hai să-ți explic de ce. Pentru că ai venit, experiența de 20 de ani de meserie, faptul că te-am dus în 5 minute doar acel banal de vârfuri, nu ai stat două ore. Deci ți-am salvat un timp în care tu poți face cu totul și cu totul altceva. Deci să te plimbi, să bei o cafea, să faci alte lucruri. Deja e mult mai prețios timpul. Care e mult mai prețios și nu are clar, e mult mai prețios. Plus că mi-ai spus să stai un centimetru. Faptul că ți-am tăiat doar un centimetru, iarăși arată experiența pe care o am și pe care ți-o ofer și că ți-am livrat un serviciu pe care tu l-ai cerut. Nu ai cerut un centimetru și să te trezești cu patru tunși, nu ai stat nici două ore, și ai plecat foarte mulțumit, ai primit exact ce ți-ai dorit. Dacă ceri o consultanță, o primești gratuit în același pachet. Ca schimbare de culoare, tunsoare sau recomandare de tratament, de produse, de styling pe care să ți-l faci tu acasă. Deci în asta se reflectă prețul meseriei și al tunsului. Bineînțeles, dincolo de partea asta, mai ai restul de business plan. Ai o chirie, ai niște angajați, ai o mentenanță, ai niște produse. Ustensila iarăși cu care tunzi. Nu ai o foarfecă de 20 de lei, nu? Că nu înțeleg ele de ce costă atât și foarfeca respectivă. Păi este simplu. Dacă e o lamă japoneză, care aia îți taie firul de păr, practic nu ți-l smulge, nu ți-l rupe, părul tău este mult mai sănătos și mult mai salvat, pentru că îți ține tunsoarea mult mai bine, că părul crește mult mai repede și mai sănătos. De ce? Că nu tunzi cu un fierăstrău sau cu o foarfecă ruginită sau de proastă calitate și este sigilată cuticula firului de păr. Este logic. Și la atunci, un... oare de ce costă atât? La un moment dat am primit o întrebare de la o clientă, A, se juca cu foarfeca și zic, te rog frumos, fii super atentă cu ea, că e singurul lucru care chiar nu mi-ar place să-l scape jos. A, dar cât poate să coste o foarfecă de asta? Cât altă de la papeterie. Zic, păi uite, aia care ai tu în mână vreo 4500 de euro. S-a <coughs> blocat instant. Cât, cât gentuța, <laughs> cât gentuța. <laughs> da. Și zice, dar ce faci tu de singură? Și zic, nu, nu, tu de singură, dar calitatea părului după și tot, E indiscutabil, nu are rost să pune la îndoială toată treaba asta. Dar n-au, de unde să știe și nu se gândesc la treaba asta. Dar, într-adevăr, cred că ține și de noi să livrăm informația asta. Știi că până acum era oarecum jenă să vorbesc de lucrurile astea, că am dat pe foarte că 1000 de euro. Și că, adică, știi să o spui într-un mod nu că e de laudă, că nu este o fandoseală și gen o bășină cu care să te lauzi și vai, zi... A, mă laud cu o, cu o sculă, cu o foarte bună, foarte calitativă, dar mă laud cu ea pentru că obțin niște rezultate foarte bune cu ea. Și da, ar trebui să vorbim fără nicio jene și fără nicio rușine despre asta. Și despre ustensile și despre timp. Pentru că, din nou, ceea ce ai menționat mai devreme, cred că este extrem de important. Timpul pe care îl petreci pentru serviciu. Plus să nu mai pui la socoteală faptul că bă, fiecare dintre noi avem un salon servicii integrate, mai faci o manicură în același timp, când, din nou, câștigi și mai mult timp. Toate Normal. Astea la o la altă până la urmă urmei fac serviciu, experiența și calitatea. Și calitatea și a, mai e și comportamentul pe care îl impui tu echipei tale. Pentru că nu cred că ți intră o clientă în salon și, nu știu, să fie tratată. Eu tot timpul timpul am spus colegilor mei și angajaților și, nu știu, tuturor. Măi, tu când te duci afară într-o vacanță și te duci la un hotel de 5 stele, să fie premium, îți place cum ești tratat? E, când intri, simți mirosul, simți ambientul, simți lumina, simți muzica, simți cum ți se dă bună ziua de la acel om de la front desk recepționer, e, te simți bine. Bun, ăla înseamnă un serviciu de 5 stele pentru o locație de 5 stele. Asta trebuie să oferi și tu. Asta te simți foarte, foarte bine. E, și toate astea costă, fraților, foarte mult. Până trei nu ești oamenii, până amenajezi spațiul, până faci toate lucrurile astea. Și să respecti și timpul, e iarăși important, ai atins un subiect super sensibil, oamenii, stafful și trainingul stafului. Uh, cred că e foarte greu pentru mulți din industrie să perceapă cu adevărat ce înseamnă serviciul la de stele, pentru că dacă nu îl trăiești pe propria piele, e cam greu să reproduci. Plus că să trainuiești stafful costă o grămadă de bani, timp, și când ajung și ei la o maturitate în care tu ca owner de business să poți să te bucuri de roadele tale, exact. li se urcă democrația la cap și pleacă. Și îți pleacă, știi cum, dacă pleacă și își deschid un salon, mai n-am o problemă. Du-te că este chiar ok, adică pur și simplu ajungi la un punct, vrei să te dezvolți mai departe, poți fi un manager bun, te sau susțin, nu. du -te, sau nu, într-adevăr. Dar ok, încearcă partea asta. Dar și când vrei să te duci la concurență, e un pic doare acolo, da. Și doare mai tare pentru că, bă, nu este fair. Adică, țin minte numai atâta, câte cliente am reparat și câte situații a trebuit să rezolv și să maschez și să diluiesc după greșelile tale, ca tu să ajungi astăzi omul bun de care profesional sunt mulțumit, mai mai mult de atât ai învățat să mai și vorbești cât de cât cu clienta, adică nu mai ești un prostănac efectiv și să diluiești bine de tot și să ai o coloană vertebrală și da, la un moment dat mai... m-am ofticat când mi-au plecat mulți de genul ăsta dar știi ce, m am suferit o perioadă la început, chiar am fost dărâmat, recunosc sincer și am zis, bă, asta e, înseamnă că nu trebuia să mai fie lângă mine nu e nimic o luăm de la capăt, până la urmă eu sunt eu, știu ce pot și că mă bazez pe mine și atunci atragi rest, alți oameni. Și atât a fost drumul, nu știu, patru ani, cinci ani. E, uite, în față de, nu știu, alte nu știu cum, cum e în alte saloane, dar aici pot să zic că am avut noroc că nu mi-au plecat oameni așa des, adică să fie o chestie, nu știu, lunară sau anuală, imediat în fiecare, la șase luni, sau nu știu, să-mi plece. S-a întâmplat mai rar. La un moment dat, făcând tot training prin țară, discutam cu unul cu altul despre stabilitatea personalului. Și dacă stau să mă gândesc acum vreo 5, 6, 7 ani, un om stătea în medie 3, 5 ani. În clipa de față mi se pare că s-a scurtat timpul, per general, undeva la 2, 3 ani. Timp în care, pentru un de business, nu prea este business. nu e business, că numai 2, 3 ani îți ia până îl pui pe picioare și până înțelege tot conceptul tău de business, de brand, îl aduci pe linia concretă. Da, cred că se întâmplă asta. Eu înseamnă că am oameni foarte vechi, am oameni și de 10 ani sau 12 ani. cu mine. Înseamnă că eu schimb au... am pățit altă treabă. <laughs> care ți se e funny, dar... Deci mi-au plecat trei oameni buni, foarte buni, dar o tip a plecat că s-a lăsat de meserie și s-a apucat de pictură, de icoane. Ok. Ce... ok, foarte frumos am înțeles. Altă tipă deci s-a lăsat de de meseria de coafiură și s-a apucat de zi la BMW, e asta, dealer, nu dealer, auto, e mecanic. Deci e efectiv pe mecanic auto, okay. da. Pe Cristinica, cred că nu știu ce <laughs> da, da. Deci ea este mecanic la a plecat mecanic auto la BMW, Acum mi se pare că nu mai e pe partea de mecanică, este pe partea de de sales, de vânzări a crescut ceva în genul ăsta, dar vreau să zic că s-a dus, adică a lăsat cu și s-a dus exact în domeniul ăla, unde este iarăși bună. Așa, și um, altă tip mă rog, care a plecat, s-a dus în uh, Anglia și nu s-a mai dus pe postul de coafură și s-a dus pe partea de recepție la hotel. Dar oarecum tot în domeniul de re relationship cu oamenii, de relaționare, de chestii de genul ăsta. Care erau oameni buni în domeniul ăsta. Oameni foarte buni. Da. Foarte bun. Uite, uh, mi-a ridicat o minge la fileu. Crezi că, bă, nu știu, un om ca și tine, uh, dacă ar fi scos din contextul de bă, salon, tu ești un uh, hairstylist superb, renumit și așa mai departe, crezi că bă, în orice alt domeniu ai fi pus, n-ai face lucrurile exact la fel? Ba da. Ba da. <laughs> Bineînțeles, mi-ar luat timp, că logic, aș lua-o de la zero, dar mă și văd că în alt domeniu, da, să fiu băgat și în alt business și în altă treabă, pentru că știu cum sunt eu ca fire, că sunt dedicat, sunt ambițios, dacă mă apuc de un lucru îmi place să fiu printre primii, nu neapărat primul, deși ăla este ok, primul, dar dacă nu, printre primii acolo, să, da, îmi place să fiu bun, punct. Și atunci fac tot ce e posibil pentru treaba asta, adică cunosc, învăț, muncesc, și n-am liniștea aia până nu știu că e bine. Rămânând tot în zona de staff, de oameni, de context, de cât de bine facem sau nu facem lucrurile, când îți angajezi oameni, la ce te uiți, prietă? Prima oară când mă uit la un om, mă uit la față, la mimica lui apoi la mâini și la unghi am o problemă cu treaba asta deci dacă mă crezi că și înainte să ajung la tine, deci chiar mă uitam și știam că am filmarea cu tine și mai am o treabă de seară tot pe apariție și zic uh, să zic să fie făcută da, uh, mă uit la lucrurile astea pentru că atunci când vorbesc cu un om trebuie să vorbesc face to face și să mă uit în ochii lui, să văd exact ce transmite și astfel văd uh, caracterul lui ca om și ca mimică, ca gesturi și când atinge anumite subiecte cum în dreaptă privirea în jos sau lateral sau dacă se înroșește la față. Îmi place să analizez treaba asta un pic pentru că sunt multe ca caracteristici și gesturi care ne trădează de cum suntem ca oameni și întrebările sunt simple, nu te gândi, că de ce pleci de acolo, ce s-a întâmplat cu fostul angajator, cam astea sunt. Poți să-l sun? Poți să-l sun după aia, nu că oricum îi spun că o să și sun să fii de acord și să știu că pleci în condiții bune de acolo dacă vrei să vii la mine. Așa. Deci lucruri absolut normale de carieră, că vrei să evoluezi, ce-ți place să crești sau nu, partea financiară. Deci sunt lucruri pe care le știi și tu, care contează la un om. Și bineînțeles mă uit și la partea de manicură, pentru că măi, trebuie să fii îngrijit și asta de ce zic. Dacă vezi cu un om că este îngrijit și curat, știm de ce vorbim ce ține pe partea din spate. Când prepar vopseaua, când aplici vopseaua, cum o lași, dacă și strânge toate în urmă, pe lângă tine. și dacă sunt vopselele pe lângă tine, dacă ești ordonat, adică sunt lucruri care arată de tine, de noi ca oameni, de cum suntem. N-am nimic cu oamenii care sunt mai puțin dezordonați, că pot fi niște oameni foarte talentați, dar mi îmi place un pic ordinea și îmi place să mi ușurez partea de muncă chiar de la început, când am un om la interviu. Da, prin atât te uiți la efectiv caracterul lui, nici, mă, nici pe, pe departe. nici de cum la partea profesională, adică nu-l chem la probă. Aici vreau să ajung, pentru că în ultima vreme în industrie, bănesc că ai observat și tu, e o nebunie și o isterie cu perfecțiunea. Și vreau să atingem un pic subiectul ăsta, că tunsoarea perfectă nu înseamnă că e cea mai bună tunsoare sau culoarea perfectă, cea mai bună culoare, Că vorbeam mai devreme, sunt, e toată partea psihologică și consultația, exact. consultația pe care o fac pentru clientul meu, nu e cât de dreaptă linia aia până la urmă urmei. Crezi că serviciul pe care îl livrăm trebuie să fie impecabil tehnic sau clientul trebuie să se simtă foarte bine cu ceea ce primește? Clientul trebuie să se simtă perfect și foarte bine cu ceea ce primește. Pentru că eu, de multe ori și de cele mai multe ori, asta livrez. Nu livrez cea mai perfectă linie, de multe ori. Deci, câteodată, m-am și uit că poate și eu sunt om și n-am o stare cea mai bună stare sau dispoziție și pur și simplu. E mai strâmbă, aia e, dar cum o texturizezi și ce livrezi și cât livrezi și cum se simte clientul, aia contează cel mai mult. Și um, perfecțiunea aia, deci perfecțiunea nu înseamnă perfecțiune, cum am fost noi învățați. De fapt, și o imperfecțiune, aia poate să însemne perfecțiune, de fapt. Este foarte simplu și face parte din natural și din frumos. Dacă ne uităm și la noi, că noi și noi în perfecțiunea noastră de frumos suntem un pic imperfecți, oarecum. Dar duce în, în direcția frumosului Că până la urmă asta e De ce am atins subiectul ăsta? Pentru că în ultima vreme fiind super expuși Social media, televiziune și așa Filtre. mai departe a, Acolo vreau să ajung Cât de mult crezi că influențează Tot ce înseamnă social media Și bă, apariția noastră în social media Și bă, binevoitorii Care bă, devin hateri bă, Uite Contează foarte mult din păcate pot să-ți spun Sau fericire, whatever, nu știu eu n-am prins trenul ăsta cu social media. Nu, pe mine mă obosește groaznic. Să pun câte o postare, deci efectiv îmi impun. Este ca un reminder. Mai postează și tu, mai păștoaia. Efectiv, nu, am atâtea de lucruri de făcut în viața personală pentru mine și pentru job și pentru salon încât pur și simplu mi-mi dau seama cât timp îmi ia să mă duc pe partea asta. Dar contează, pentru că aceste mesaje, când deschizi instagram și vezi acea imagine perfectă pusă de lumină, cu nu știu ce filtru, într-adevăr, te duce în partea aia de frumos absolut, dar pe de altă parte nu mi se pare o influență pozitivă, pentru că atunci când vii și vezi și rezultatul pe care îl scoți, nu este rezultatul a photoshopat cu filtru și cu pusă lumină, deci nu despre asta e vorba. Și atunci ele, își, oamenii în general și clientele noastre își fac o idee despre poza respectivă. Nu tot timpul poate să iasă exact cam în poză. Nu are cum. Ha Cred că e un lucru care merită să-l înțelegem toți uh, Vă încurajez Să nu mai editați pozele Să nu mai folosiți filtre Nu de alta, dar toate se întorc împotriva voastră Da, normal, <laughs> pentru că nu poți să le faci N-ai cum De câte ori așa... ai pățit-o cu balabaleaje Pe gri pe. Deci, really Sau la make-up Când pun filtrele ele, pe ne am văzut la make-up La niște colegi de-ai noștri, make-up Absolut genial, top și să-ți efectiv, o tută, că n-am cum să o numesc altfel, care probabil a fost prima oară când vine la un make-up în viața ei și uh, se uita și Bata, nu este tenul făcut uh, cum era vabilul pe perete, matifiat și nu știu cum, păi da, da, ai un filtru acolo, dacă vreți, ia-ți un și mergi cu el pe față. Nici măcar nu mai ai nevoie de make-up-ul meu, pune direct Exact, pune-l pe aia a fost. La fel se întâmplă și cu porul și cu tot, de fapt. Că imaginea vinde, ce să ne mai... Da, imaginea vinde, dar... Uh... Uh, mi se pare că uh, cei mai tineri care vin în industrie și bă, o iau la modul absolut uh, trebuie să facem tunsoarea perfectă, uh, trebuie să facem poza perfectă, uh, devin foarte ușor critici cu uh, cei care au o experiență vastă în domeniu și foarte ușor lasă comentarii gratuite pentru bă, Da, măi, lasă, -i. e loc pentru toată lumea, știm despre Eu știu ce că e loc pentru toată lumea, ne... dar... Nu e fair și nu e corect. Într-adevăr, nu mi se pare normal ca unul care s-a apucat de 2 ani de meserie și stă mai mult, petrece mai mult timp să facă o poză, că am întrebat pe, chiar pe cineva, un asistent al cuiva, bă, dar cât îi ia să facă poză? Uite, de multe ori stă și 20 de minute la poză și zic, what the fuck, să-mi va picioar 20 de minute să stai să faci o poză, păi în 20 de minute... Mai fac încă două cliente care mă așteaptă la ușă și nu știu unde naiba să ne mai pui, că mai găsești loc peste două săptămâni. Dar, uite, cu poza aia, nici nu știu cum e mai bine, cred că e o cale de mijloc. Adică nici ca mine că nu fac pozele și nu le pun, dar nici ca ea să tai 20 de minute să faci o poză. Între pe acolo se, se pierde mult și într-adevăr vin acești mici care stau și și comentează, sunt hater, dar ei încă n au experiență de viață cu totul și să facă față anumitor situații reale din viața de salon, de culoare, de tunsoare, de styling, de shootinguri de vedete și așa mai departe. E păcat că trebuie să ajungi în punctul ăla în care să-ți dai seama că, bă, ok, fi, e bine să fii perfecționist, dar ești om și nu mai de ca și vezi și ce au făcut ăștia. Ai să ai un pic de respect până la urmă de cei mai mari, că au ajuns acolo și nu cred că și-au păstrat un ego atât de mare să fie, mamă, noi suntem. Eu nu mai accept pe mici care vin din urmă și respect foarte mult. Mie mi se pare că în ultima vreme, tot să spun așa, toți oamenii veterani în industrie, au început să dea super multe ego la o parte și să fim din ce în ce mai deschiși, să bă, comunicăm cât mai clar, cât mai curat și ego-ul mi se pare că începe să crească din nou de, de jos de la ăștia micuți și uh, e, e nervant așa la un moment dat pentru că bă, tu știi toți ani de muncă pe care i-ai investit în spate, vorbeam de cursuri, de toți banii, uh, toată munca care ai făcut-o ca adi pe joc să ajungă un brand. Și știi cât timp, pe energie, zonă, so ai investit acolo. Chiar, da, știu. Și îți vine să strângi de gât pe câte unul de ăsta. Mai nu neapărat. Sincer, acum știi cum mă uitam. Am avut și perioada asta, da, în care aveam o frustrare și o iritație așa față de, de câțiva. Și mai ales de colegi de mei care își iau vedetele din ultima mea perioadă, care se fac pe moca, că ăsta este adevărul. Ce să mai vorbim? Ce am făcut și noi acum 20 de ani și am prins un tren te lansezi, te faci cunoscut prin vedete și prin talent, bineînțeles. Asta m-a apărut și fac și ei acum. Câteodată acum mă uit și, vă spun, mă uit zâmbind și chiar râzând că nici măcar nu-și dau seama cât de folosiți sunt și ei la vremea actuală și ei, cum am fost și eu prost la vremea respectivă, am halit acele vorbe, vai, dar numai tu ești, numai tu mă poți face, nimeni nu mă face ca tine, sunt de acord oricum că toți avem o, un skill unic. Dar... Nu trebuie să ți-o iei în cap și să crezi că ești de nenlocuit, pentru că toți suntem de nenlocuit, contează foarte mult cum evoluezi și ce ajungi să vrei la un moment dat. Eu nu, am ajuns și în punctul care, da, nu mi-a mai dorit să mai lucrez în partea asta de vedete foarte mult. Nu mai intrăm în alte detalii, că aș da în prea multă lume și nu ar fi ok, dar nu, n-am mai, vrut, -am mai putut, pur și simplu. Și cum îmi spuneam, mă uit la ei și mă bușește râsul că tare prostuți sunt, cum halesc ei, tot ce li se dă și acea iluzie și acele taguri și vai și ce-am fost și ce-am făcut. Mai stați un pic, dragilor, că peste 2-3 ani or să vină alți mai mici din urmă și să vedem atunci cum o să reziști tu și cum o să faci față crash respectiv. Dacă nu ai o pregătire profesională în spate, încât să ai o altă acoperire cu lumea normală și cu clientele adevărate. Mi-a ridicat un minge la fileu. Vreau să te întreb în ascensiunea ta, cât de mult a contat influența, bă, că ai făcut o vedetă, că așa mai departe? Sau cu adevărat abilitățile și clientele din salon? Recunosc că am prins un tren foarte bun. că Sunt foarte mulți hairstiliști foarte buni, foarte mulți mai buni ca mine, pregătiți tehnic și profesional. Dar, ca om, și skill-ul meu de a ști să vorbesc, și educația anume, și faptul că sunt lipicios, a contat foarte mult și mai ales că am prins acest tren cu vedetele. Pentru că, hai să ne uităm la majoritatea herstiliștilor vorbim strict de domeniul nostru, de peste tot, din America, din Europa, uite cum e și Chris Appleton și, nu știu, altul mai cunoscut, majoritatea au pornit și s-au lansat foarte mult pe partea asta prin vedete. Adică ăștia sunt care s-au lansat mai mult că au avut vizibilitate mai mare pe mass media. Iar apoi sunt ceilalți, ca și ca noi că intrăm și în aceeași categorie, că eu am intrat și pe parte de categorie de vedete, unde aici m-am făcut mai cunoscut, dar ca abilități prin schimbările radicale și prin curajul pe care l-am avut și viziunea mea pe care le-am transpus-o clientelor, am avut-o și iarăși m-am făcut cunoscut așa prin clientele, prin rândul clientelor normale, obișnuite să spunem. Deci merg mână în mână, să zic așa, dar după poți să construiești un brand Uite și ca al tău și ca al Tony Guy, Sau cum sunt pe partea de educație foarte mișto Și te duci în altă direcție Dar și tu că și tu ai fost tot cu vedete Dar dar mai, mai mult sau mai puțin Mai mult sau mai puțin Dar te-ai dus oricum pe partea de educație Pe Academie foarte de educație, mult te... Mai mult decât vedetele Și bă, am mai văzut încă un lucru Care mă, mi se pare bă, că it's not fair Să tratezi vedetele cu altă atenție Decât un client normal și bă, stați, stați, stați că trebuie să o fac pe doamna X și acum nu. Da, nu, eu nu, nu, nu suport astea. nu, nu pot, nu, nu mai nu pot. Am putut, am mai făcut câte compromisuri la început, dar nu, nu mai pot. Aici vreau să ajung, pentru că dacă până la urmă urmei, noi încurajăm comportamentul ăsta, o să dezvoltăm continuare. Dacă începem să spunem punct și să impunem o limită până unde funcționează lucrurile într-un fel și de unde se schimbă placa, cred că o să schimbe și comportamentul în timp. Doamnește să se schimbe, ar fi frumos să se mai umanizeze, dar nu, nu-i corect. Eu, ca sfat le-aș da colegilor noștri, băi, tratează toate clientele la fel, timpul contează foarte mult, nu e ok și nu este deloc fair să dai pe cineva la o parte că trebuie să vină nu știu care vedetă sau că. Și nu știu cât de importantă Sau că a întârziat vreo oră și ți-a intervenit pe programarea cealaltă Nu mi se pare Nu, nu mi se pare ok și de bun simț Cum și eu dacă merg să undeva și am o programare Nu mi-ar conveni să fiu dată o parte pentru nimeni Aia e ora, am venit la ora stabilită Sunt punctual e programarea Nu mă interesează mea e timpul meu. Deci chiar nu, nu mă interesează și nu accept așa ceva Ține de construcția ta ca om Și dacă te duci pe acțiuni și pe Situații de genul ăsta așa mai mișelești, te, nu știu, cred că scad ție valoarea ca om. Cu cât ți-o menții mai sus, cu atât, nu știu, cred că ești mai liber și mergi mai drept cu capul mai sus. De ce te întreb treaba asta? Pentru că recent am avut o clientă care are o școală în Cluj, a stat o perioadă destul de lungă prin București, a fost clienta voastră și era super încântată că orice client este tratat la fel. Nu contează că a venit doamna Xulescu în salon, ea și-a primit timpul și atenția în detaliu exact așa cum se întâmplă de fiecare dată. Și asta e, cred că e un lucru care merită să-l înțeleagă toată lumea. Pentru că timpul... de multe ori nici nu știu cu ce se ocupă. Am, eu am memorie vizuală și auditivă foarte bună. Adică recunosc o persoană vizual dacă vorbesc cu ea la telefon, dar nu știu cum o cheamă, ca să dai seama. Habar n-am cine e și ce poate îmi spune. Adică după mulți ani, unele m-am și prietenit, și după mulți ani am aflat și eu care e jobul lor, cât și activează. Deci chiar nu, nu contează treaba asta. Și da, tratez pe toată lumea ca om cu respect. Și până la urmă, urmei, clienții ne aleg până la urmă pe energia noastră, pe valorile noastre. Și atunci noastre. ajungi și tu să fii respectat și uite așa să mână în mână și ajungi să fii foarte happy. Ai avut vreodată, că când te întreb eu pe tine, eu am avut, <laughs> să zic de ce. <laughs> Ai avut vreodată un moment în care ți-ai dorit să te lași de meserie? Oh, uh, da, am avut, am avut mai multe momente în care mi-am dorit să mă las de meserie. Uh, momentele mele cele mai multe sunt uh, strict tehnic Și perfecțiunea a fost cel mai mare dușman al meu Eram uh, când a venit prima dată Cătălin lungul în România La primul lui curs de intensiv. După a doua zi plângeam pe scări Ca uh, ultimul ratat <laughs> În timp ce Cătălin stătea lângă mine și mi-a explicat Stai liniștit, stai liniștit și zic, cum să stau liniștit Că abar n-am să tu”. Nu știu cum au venit clienții șapte ani, zece ani la mine Și zice stai liniștit că este altă abordare altă abordare pe dracu <laughs> Da. da, da. Și bă, în momentul ăla am vrut să mă las de meserie, dar n-am făcut-o. Foarte bine. Foarte bine că n-ai făcut-o. Și am modelat foarte multe lucruri din tot ce înseamnă structura unei școli foarte bune. Și asta m-a ajutat să cresc mai departe. Pentru că în prima fază aveam impresia că structura o să-mi omoare creativitatea. Și era exact invers. Structura e cea care susține baza creativității. Da, așa este. Foarte tu, tare. Tu când ai vrut să te lași. Ei, eu am avut și o dezamăgire de genul ăsta de la, când am mai fost la un curs și am avut uh, momentele în care am zis, bă, sunt prost, varză, sunt. Deci, efectiv, nu știu să fac nimic. Deci, nu, nimic, nu știu de la zero, adică unele cred că ar fi mai bun ca bine. Am avut momente când uh, am vrut să mă las, că nu, nu mai suportam. Uh, prea multă muncă, după aia am realizat ce s-a întâmplat, am fost ajuns la burnout, pur și simplu exact, prea multă muncă, prea multă forjare, lucram, aveam și contractele cu Media Pro, cu Media Fac și cu tot ce însemna televiziune, plus saloanele în cârcă, plus angajați, plus tot, și lucram efectiv ca un animal de dimineață până seara și eram, ajunsesem să cred că, am, că urăsc meseria asta, că nu mai îmi place. După ce mi-am dat seama și am prins și o rețeta, mai la aproape de 40 de ani să prins rețeta, wow, să te lumineze așa că trebuie să ai și pauze și vacanță și timp pentru tine, mi-am dat seama că nu asta era problema și pur și simplu că nu trebuie să te identifici exact cu jobul. Adică e foarte bine să fii bun în domeniu, să îți dedici mult timp educației, cunoașterii, seminarilor, concursului, concurenței și așa mai departe, ce deci este foarte bine dar trebuie să te departajezi un pic și să ai timp și pentru tine. Altfel, zi să să ajunsesem în punctul ăla încât eram atât de confuz încât mă vedeam și praf că nu mai știu nimic și că nu fac nimic bine și că nu mai îmi place nimic, nu mai îmi plăceau nici clientă, nimic, pur și simplu. Și atunci, da, a fost un moment în care era să mă las, practic, să zic de meserie și era o mare prostie, pentru că mi-am dat seama cât de mult iubesc meseria asta, cât de mult îmi place și cum mi-a revenit setea de cunoaștere și de învățat și acum, pentru că am tot timpul, avem de învățat. După cum știi, anul trecut am fost la tine la curs. Adică și anul ăsta și oricând aș merge pentru că tot timpul am, avem de învățat, ne scapă o mică informație, o se sedimentează, se așează altfel și cred că treaba asta te și menține între cei mai buni și în permanență cu pasiune, că dacă nu mai faci treaba asta cu pasiune, clar se vede și în ceea ce livrezi. Einstein spunea în felul următor că momentul în care mor cu adevărat nu e la când ajungi la 2 metri sub pământ. E momentul în care încetezi să înveți. Da. Și bă, sunt mulți cu afori, cu renume, în, mai ales în București, care bă, la un moment dat au considerat că au ajuns la maximul lor potențial și au renunțat să mai înveți, să mai uh, merg mai departe. Și și din păcate, uite, că au cam picat și dacă te uiți și acum în 2021, pai vezi cu afaturile alea în față da. gheruțe în interior, în spate, în exterior. <laughs> Din păcate, da, am observat și o treabă asta și nu este ok. Și uh, am mai avut o experiență de genul ăsta în orașele mai mici. Dacă sunt mai mici orașele, bă, lucrurile sunt cam copy-paste la Indigo și nu prea dăm valoare educației și bă, a învăța în permanență și bă, confundăm un pic ce înseamnă vechime în domeniu cu experiență în domeniu. Exact. Da, și asta așa e. Că nu înseamnă că, într-adevăr, dacă ai 20 de ani de experiență, înseamnă că și ești uh, cel mai bun. Despre ce vorbim? Experiența poate să fie pur și simplu vechime. Da. Și de ce ating subiectul ăsta? Am avut o doamnă la un curs, la specializare, și la început întreb, de ce veniți la curs? Care sunt așteptările? Zice, am pățit un lucru care nu vreau să-l mai pățesc în viața mea. A venit un domn la mine și mi-a zis că bă, vin la mine că bă, era polițistul din localitatea de lângă, că frizerița lui știe doar trei tunsuri și toată viața lui le-a făcut doar pe alea la care doamna zice, în capul meu era sper să nu știu și eu doar alea trei tunsori. <laughs> da. Și atunci, în momentul în care încetez să evoluez, e bă, clar o plafonare de asta maximă. Și întrebarea mea este, cât la sută din piață crezi tu că se dezvoltă în continuu și cât de mult crezi că impactează clientela finală? Pentru că sunt foarte mulți clienți care nu mai vin în salon. Păi, din ce am observat eu și din ce văd, în primul rând, uh, mai trebuie să mai ținem și cont de alt factor. Pe vremea noastră, ca să zic așa, concurența era mult mai mică. Adică erau puțini ăia mai buni și care își doreau. Acum concurența este mult mai mare și sunt foarte mulți tineri talentați și foarte cool și foarte mișto care vin și au apărut pur și simplu așa ca ciupercile după ploaie și e foarte bine asta, că mă bucură treaba asta. Asta dezvoltă industria. Și trebuie să mai ținem cont că e foarte ușor să ajungi sus, cunoscut, faimă, whatever, faci trei baleaje, două cu afaturi și câteva vedete, nu știu ce, mai contează și menținerea. Că exact despre asta vorbeam și dacă mă întreb pe mine ce mi-a fost cel mai greu să fac în domeniu, în meseria asta, nu să ajung acolo sus cum am ajuns acum 15 ani, cam așa că după 5 ani de meserie deja eram cunoscut și eram mă rog, faimos acolo și gustam toate treburile Era astea. cel mai cunoscut cu din România, adică... Așa, și cea mai grea parte este a fost să o mențin, să mențin poziția acolo și într-adevăr o faci numai prin această sete de cunoaștere și să te updatezi tot timpul și să vrei ceva nou, să lași ego-ul deoparte, să ai de învățat și de la cei mai mici și să respecti toată munca asta și cum afectează clientele, păi e simplu, mai sunt de părere că și în serviciile astea, că adică suntem și noi oameni, mai te plictisești doar un fel de mâncare, da? Pe bune. Absolut normal. E normal, stă în latura noastră umană, e absolut normal să drei să încerci și altceva. Din curiozitate, fie că a apărut un nou, fie că este cel mai poș loc din oraș în momentul respectiv, a apărut, sau că a apărut o altă vedetă că vine acolo, hai să mergem un pic. Deci e absolut normal. Dar uite că cu toate astea, dacă rămâi cu clientele aia ta de bază, care ți-ai fidelizat-o și ei făcut toate schimbările de lucru, doar pe trei tunsori și de culori și ai un istoric și ai și o relație deja personală, reziști foarte bine. Deci, cam asta zic eu că e situația actuală, de la ce se întâmplă pe piață la noi, din punctul meu de vedere, de la ce văd că se întâmplă pe piața din București, cel puțin. Și față de colegii de care ai spus și mai devreme cei de vârsta noastră, îmi pare rău că s-au plafonat, pentru că Adică nu înțeleg motivele, ori lasă-te de meserie, ori faci altceva, ori dacă tot o faci, ai vrea să fii din nou bun cum erai, nu te du... că nu e cazul. Am ajuns în punctul ăsta pentru că bă, discutam aseară cu Rareș, prietenul meu, că, care ne consiliem pe tot ce înseamnă parte de bă, direcție, încotro mergem și zicem, bă, uite, un punct mișto de discutat cu Adi, E de ce, bă, oamenii care, bă, au un statut financiar super ok, își permit, nu merg în salon? Nu merg în salon deloc? Deloc în clipa asta. De ce? Stăteam și discutam ce am observat noi. Au fost în foarte multe locuri, bine cotate și au primit un serviciu extrem de prost. Au mai încercat într-unul, au mai încercat în două. N-au ajuns nici într-un salon în care să aibă parte de un diagnostic ca lumea, de un serviciu personalizat. Și au ajuns să sature să plătească bani pentru nimic. Da, se întâmplă și asta. Și bă, atunci e. Cum facem omul să înțeleagă cât de important e diagnosticul? Este cel mai important, pentru că. <laughs> cel mai important, da? Păi, intrăm de direct în direct în, în școlarizare. Ce înseamnă? De când intră clientul pe ușă, de cum îi dăm bună ziua, de cum îl facem să se simtă confortabil, de cum facem diagnosticul firului de păr și de cum extragem de la client să ne povestească pur și simplu toate informațiile care noi avem nevoie, că nouă ne ușurează munca, de istoricul părului, de ce mulțumește, de ce ne mulțumește, de partea estetică, de partea de îngrijire și atunci vezi exact că doar prin cuvintele din întrebările alea cheie, ea se destemne și se deschide față de tine și spune exact ce vrea. Ea poate să pună preț doar pe comoditate și atunci are nevoie de ceva comod, nu trebuie să fie ceva fancy, nu știu cum, ci pur și simplu să se așeze repede și ușor. Oare are nevoie de îngrijire, vrea, pune preț pe culoare, pe tunsoare, trebuie să-ți dai seama exact cum vede culoarea, pentru că și ochiul uman percepe culorile total diferit, deci și noi ne uităm la aceeași culoare și să o vedem clar diferit. Și atunci trebuie să identifici problemele astea. Faptul că sunt oameni cu bani care nu mai vin în saloane, ce să zic, am întâlnit din cliente care au fost și s-au tot plimbat pe colo-colo și n-au găsit într-adevăr pe cineva care să execute și să facă cam ce și-au dorit ele. Și aici vine din lipsa de consultanță, de comunicare și așa mai departe. Pentru că, să fim serios, sunt mulți care pot să facă același lucru, ci doar să pună altfel problema și să, ia, să aibă o altă abordare. Și mai sunt acele cliente dificile, care pur și simplu nu au putut să fie mulțumite de nimeni, adică s-au plimbat pe la toți, -au putut, doar, doar singură mătut. Ia și tu unde te singur acasă, că e cel mai bine dacă tu ești mulțumit așa, dar într-adevăr procentul acela este foarte mic. Um, clientele alea, care până la urmă revin în salon, vin de nevoie și uh, sunt acei oameni care nici nu eu, cred că își permit să, să, să pierdă timpul. Multe femei cu mulți bani care nu sunt, nu sunt vopsite, se simt foarte bine în pielea lor cu păr natural, chiar și cu fire albe, vin la întreținere de tuns, poate un coafat special la vreun eveniment, dar în schimb rutina zilnică și o fac acasă pentru că au și primit un diagnostic bun și cu recomandările de rigoare pentru acasă. Și au primit toate sfaturile de care au nevoie să poată să să fie capabile da. să aibă grijă de, de părul lor. După atâția ani în meseria asta, 20, dacă ar fi să faci o radiografie așa la rece, ce crezi că lipsește la noi în piața de beauty? Uh, transparența și corectitudinea. Deci, dacă mă întreb pe mine, ne luptăm acum cu, cu problema asta, pentru că, hai să-ți dau un exemplu, uite cum suntem și pe piața de aici. Uh, au apărut alte branduri, alte saloane dacă nu avem, noi nu avem în primul rând structurat foarte bine sistemul financiar și sistemul de plată pus la punct cu TVA de 19% pe servicii, which is wrong, cu sistemul de salarizare, care știm foarte bine cum este, pe procente, cum sunt oamenii, la noi pe piață nu există această asociație și corectitudine și unire, pentru că dacă, bă, noi ne știm și vreau un angajat mâine să vină la mine, da? Eu din dorința de a mă bate cu el, că mamă vine de acolo, de la Jovski și vine cu 10 cliente după el, îi pe mine mă ajută, P nu este corect. Nu este corect, clar, punct, de ce? Întreabă de ce a plecat angajatul de acolo, vezi ce probleme are, ce se întâmplă. De aia să vedem angajatul respectiv dacă s-ar duce la un moment dat de la un salon de top, mâine, la un salon de cartier, ar mai avea aceeași valoare pe care și-o crede el? Pentru că nu s-a dezvoltat destul de suficient aici pentru a fi omul angajat exemplar? Nu. E, cu cât noi ne. Așa, pe românește la spate. direct pe, spa pe la spate și pe față cu părțile astea, pe nu o să ajungem absolut nicăieri. Pentru că peste câțiva ani se va întâmpla și va păți același lucru. Și sunt mulți oameni care nu. Se educă, iar noi avem iarăși o problemă foarte mare în România, în sistemul nostru. Măi, angajator angajatorul nu mai are nicio putere și nu este deloc respectat de angajat. Efectiv, pe România este pișă pe tine. Deci nu ai nici nimic, nicio protecție, nimic, nimic, -a nimic, a auzit zero. Am cazuri în care bă, stilistul a sunat la salon, toată ziua fully booked. A zis, eu îmi dau demisia de astăzi, nu mai vin la salon. Am pățit-o eu. Am ținut, nu, prin mesaj spunându-mi că-mi se că își dă demisia și că vine până la întâi sau nu știu ce, o A doua zi nu a mai venit cu programare refăcute Deci. Da. Și în ziua de azi, da, angajatul respectiv e în altă parte, e alt angajator însetat și se gândit oricum s-a bucurat că vine cu încă 5-6 cliente după el, așa, și gândește că își face treaba, așa, adică nu mai contează, nu mai e înainte, că-ți închide contractul cu litera ei, în disciplină, ceva. Nu mai există așa nimic. Ceva. E, până nu o să se ajungă în domeniu să măcar angajatorii, măcar cei care au saloane să fie uniți și să aibă un respect față de colegi, nu o să se schimbe mare lucru mai deloc. Și atunci vin și se plângă, vai, dar nu știu ce să mă mai fac cu angajații, dar scuze-mă, dar tu ce ai făcut? Pentru asta, în primul rând, exact ce spui tu, trebuie să existe, dacă nu o asociație, pentru că asociații, cred că și eu și tu am auzit de 100.000 de, de ori că se fac, că se dreg și s-a oprit la punctul, păi de ce ai făcut-o tu, că vreau să o fac eu, și bă, din punct de vedere al da. lor golilor, a rămas nicăieri, nu s-a mai făcut nimic. Ar trebui să existe măcar un gentleman agreement între noi și bă, exact cum ai spus, dacă omul vrea să plece de la mine din salon, eu nu-ți-l Păi nu, nu ți-l iau. Mai uite, cu stratulați, pe exemplu, suntem prieteni și, băi, avem treaba asta și pe transparență totală. În primul rând ne sunăm și vorbim. Dar mai sunt alte mizerii pe piață care, mă rog, o să-și pățească și o să-și dea și ei seama de aceste lucruri, dar știi cum e? Eu roata spun că se roata, în roata, oricât e de pătrată, tot, tot se învârte. exact. Și uh, îi lași pe fiecare, până la urmă, să-și învețe lecția. Dar uh, e un minus aici. Plus că mai e cum și spuneam, sistemul de plată, iarăși. Și revenind la ce mai întreba mai devreme, și cum bonus mm. și dacă este scump. Ai puțin să privim cum este în America, da? Este prețul afișat la raft. Când te duci să-l cumperi, să zicem că e 90 de dolari plus taxes. Cred că așa ar trebui să-l livrăm și noi. de fapt, un suc cât costă? -i? 250 de lei cu tot cu TVA. Deci ar trebui să fie, de fapt, e 220 când naiba vine, plus taxe. Uite, Pentru că, uite, um, noi suntem prin printre puținele saloane care pur și simplu bat bon, pentru că nu mai există cash deja e pasăre rară. 90% din casă așa și card. Alea sunt, deci nu ai cum să fraudezi, să faci evaziune, să faci nu știu ce, deci bați bon pe bune, deci plătești taxe, plătești salariu, plătești tot exact așa cum trebuie să le plătești. Nu le încasezi pe revolut, cum am auzit, că se mai practică este pe din... la câțiva colegi. Este un mare fenomen încă. Da. Și aici e lipsa de concurență loială. Până la urmă, urme vorbeam de preț, prețul corect și așa mai departe. Ata vreme cât mulți dintre noi din industrie nu suntem transparenți în fer cu toată treaba asta. Nu are cum să există o concurență loială. Și să avem alinierea exactă ce spuneai și pe partea de uh, preț, într-adevăr. E clară treaba, pentru că hai să vorbim de baleajul ăla. explică mi clientă, că ea nu înțelege. -am, pus și am plătit pe Vopsit 12 milioane. Păi nu, n-ai plătit pe Vopsit. N-a fost simplu Vopsit. Ai stat în salon 4 sau 5 ore, dublul ca timp unui Vopsit, s-au consumat pe tine dublu materiale folia aceea care nu este luată de la metro, de staniol, de un pachetezi un sandwich, este folie pentru șuvițe care costă mult. Este tare și așa mai departe. și foarte bine câți metri liniari de folie folosești la acel baleaj. Bun, materialele folosite, șampoanele și așa mai departe, se poate face acel rețetar. E, mai sunt câțiva colegi foarte talentați, foarte buni, care Păi, efectiv, sunt bătuți în cap, nu știu să-și calculeze prețul ca lumea. Și cum să cer pe un baleaj 800 de lei și să o ții 5-6 ore în salon? Uh, simplu, uh, fără să ai habar de. de business în spate de, de management. E pur și simplu bă, artistul din tine. Ia să vedem cam, cam cât ar trebui să fie. Și recent am avut, cred că n au trecut 3 zile, de când am primit mesaj de la una din fetele care a fost în Color Chemistry, cursul în care ai fost tu cu mine. Și zice, bă, uite, bă, am un claim de la o clientă că i-am încasat prea mult. Și zic, vă păi, explicăm ce s-a întâmplat. Păi până acum o făceam cu atât după ce am fost la tine la curs, am înțeles cum să calculez lucrurile, și produs, și bă, așa și mai timp, departe. Și, și s-a plâns că e extrem de scump. Și zic, nu e scump ceea ce ai făcut. Singurul lucru asigură te și clar din start. Clientului cam ce costă. Și cât costă? Și pentru ce plătește atât? Cea mai proastă experiență care am avut-o în viață legată de treaba asta, eram în Italia, la primul meu curs internațional, bla, 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 și am intrat într-un magazin când mi-a plăcut o geacă în vitrină. Intru, probez geaca, superbă, mă uit pe etichetă, între 15 și 20 de euro era geaca. Uh, mi-a picat fața instant, uh, vine vânzătorul, cum e geaca? Zic, un uh, pic cam mică, zice, nicio problemă, apoi mă mare. Mai mare zice, bă, cum uh, vi se pare? Zic, bă, nu știu culoarea asta, e că mai avem încă cinci culori. <laughs> M-am simțit cel mai prost ever. N-are rost să povestim toate stările prin care am trecut, pentru că nu a existat transparență de la început. După ani de zile, bă, știi, că au început să afișeze prețurile în vitrine și așa, așa mai departe, să știu, băi, de nasul meu, intru acolo sau nu intru acolo, știi? La fel și în salon. Vreau să știu, îmi permit sau nu îmi permit să mă duc acolo? Pot sau nu să plătesc? <hă> Cu mențiunea că trebuie să știu la început cât va costa. Aproximativ. Nu o să știu la virgulă. La virgulă, exact. Și noi le facem. Și eu m-am implementat treaba asta în salon și le și explic clientelor și oamenilor de ce e important. Pentru că nu jignești cu treaba asta. Adică poate sunt câteva cliente care spun, pe mine contează, adică nu mi-e explica că îmi permit. Nu e vorba că îți permiți. Trebuie să știi pe ce plătești, cât timp stai, cât timp aloci cât, ce se întâmplă cu toată treaba asta și pe ce plătești banii ăștia. Plus că eu le mai dau și un sfat, o recomandare, le și spui cât o costă data viitoare. Exact. Că vine una și îți face un decolorat, o schimbare de culoare astăzi, din șaten, în blond, în nu știu ce, whatever. Data următoare nu o să plătească atât, pentru că tot noi avem de suferit. De ce? Pentru că știi că ai vorba pe piață, pe am fost acolo. Și extrem de scump. Și extrem de scump. Am plătit 12 milioane sau 11 milioane pe un vopsit. Păi nu, n-ai plătit doar pe vopsit, ai avut decolorat cu Olaplex, cu aia, cu pretimentare, cu aia, două de două ori spălatul. Explică toată treaba asta. Data următoare vii și nu să fie vopsit de un tub, de un tub și jumătate, că faci o, și o emulsie, că nu-i faci doar rădăcina. Se așează pigmentul, nu știu ce, și culoarea apoi se așează. Nu mai plătești tu data viitoare, când te tund acum, te mai tund peste două, trei luni, nu te mai tund la fiecare ședință. Și îi spui și cât o costă data viitoare, ca să nu-și mai facă ideea asta de scump. Nu, să știi pentru nu? ce e scump. Na. Am făcut la un moment dat uh, niște cartonașe de recomandare pentru următoarea vizită, următorul uh, vopsit, tuns și așa mai departe, costurile aproximative și ce am mai auzit super șmecher de la o tipă din uh, Anglia zicea în felul următor. Tot timpul fă un preț ușor over și când vine... Să fie mai mic și atunci o surpriză plăcut. Niciodată să nu fie prețul în care... Mai mic și mai să mic fie și peste asta, mai mult. Nici noi nu, nu ne-am simțit bine. Normal, că te simți, jap, că bă... De ce costă mai mult? Adică, bineînțeles, trebuie să fie mai mult. Ajungem, mai bine să coste mai puțin. Ajungem pesim. și rămânem la același lucru. Transparență. Exact. Transparență. La, bă, pe site-ul nostru, ca idee, pe site-ul salonului, toate prețurile sunt publice. Adică, când... Exact e normal. Și îmi zice lumea, a, păi, cum ai pus prețurile acolo? Simplu. Sunt lumea trebuie să, să știe să o sigură. idee. Corect. Plus că am început să fac încă un lucru unde a început un super așa, val, vârtej, uragan. Am început să fac prețurile publice. Uite, am plecat din stadiul ăsta, a ajuns în stadiul ăsta, a costat atât. Ce a costat? Cât a costat produsul? Cât a costat? A, păi cum să pui vopsea de 500 de lei în păr? Păi uite așa. Păi, simplu. Dacă vrei să-l faci ca la carte și cum îl faci pe exact chiar ca la carte, te poate duce și atât. Dar uite, vezi, asta ține de noi, să comunicăm lucrurile astea, ajungi la o experiență, nu trebuie să lași clienta să înțeleagă cu totul altceva și să transmiți pur și simplu informația. Iar vânatul ăsta că te -ai duce alt coleg, stai că să fie mai ieftin ca acolo, mă, nu, ăla e prețul corect, ăla e prețul tău, nici nu trebuie să te interesezi altceva. Dacă ți-e -ți bine, ăla e rețetarul pe business planul tău, în funcție de chiria ta și aia trebuie să fie, Aia e. Încerci să te atragi cliente că furi tu niște cliente de la un alt salon de la concurență că le faci un discount de 20%? Este bullshit. Și atunci întrebarea apare, dragi colegi, dar de ce nu ne zbatem că sunt atâtea milioane de femei peste tot, în toate orașele, că avem o populație totuși bună, de ce nu ne zbatem să aducem acele cliente noi în salon? Pentru că până la urmă, dacă ai niște angajați și prețurile nu sunt mai mari cu multe saloane, din moluri unde și acolo chiriile sunt mari și practic se reflectă prețul în exact. chiria, se reflectă în preț. Ba mai mult de atât, tu ai și investit în educație mai mult. De deci, ce? Hai să nu ne zbatem să aducem clientele alea noi pe care ți le poți ține și tu încerci doar să vânezi al vecinului de acolo, te ia mă încă câte, vrei 10, mai ai încă 5 cliente de la mine dacă vrei să-ți vină, că parcă le și obligi să-ți vină. mi două mingi la film. <coughs> uh, cum se-mi facă din ADICub managerul din Adi, Cube, manager Uh, și cu zona de viziune, cât de mult te implici, până unde te implici, până nu, unde nu, de unde nu te mai implici, nu mai e treaba ta. Uh, și bă, a doua este bă, cum aduci clienți noi, oamenilor din salon și dacă ai un buget de marketing care îl aloci sau cu cuantifici cumva în uh, diversele acțiuni pe care le faci. Păi, o să zic aici că... La început am avut de pierdut că m-am implicat uh, ca manager și am din privit din punctul de vedere și din viziunea Herschelistului. Pentru că am zis că niciodată nu o să fiu ca angajator cum am fost eu angajat, adică ce am păzit de la angajatorul meu. <coughs> Lucru care s-a și întâmplat de altfel. Adică am fost mult mai corect, mult mai înțelegător, mult mai. Uh, mult mai din toate punctele de vedere, adică să nu lipsească produsele în salon, să aibă toată lumea cu ce să lucreze, să nu existe vreo situație că nu mai comandă produsul ăla, că nu mai este buget pe luna respectivă și te s-a terminat. Pe de o parte este bine, pentru că în felul ăsta îți aduni um, o echipă foarte mișto și ești aproape de ei și îți privești oamenii, ca pe colegii tăi, că până la urmă, atunci când sunt pe scaun, la scaun, suntem colegi acolo, adică nu ne diferențiază nimic, suntem pur și simplu colegi și lucrăm clientele respective. Faptul că partea de management este în spate și e condusă de mine, atunci este cu totul și cu totul altceva și atunci trebuie diferențiată. Um, nu știu, eu mă consider și mă văd și cred că așa sper să mă vadă și colegii, <laughs> ca fiind același om bun și coleg și um, deschis și transparent față de ei, Uh, pentru că asta e firea mea și atunci am, pe principiu ăsta am mers tot timpul, o rectitudine clară, deschidere și de lucrat în echipă, de a face totul împreună. Și aici, spunându-ți asta, se leagă și cu cea de-a doua întrebare, cu al doilea punct, am crescut oameni împreună, uh, în echipă practic și cu asociatul meu, simplu, am lucrat în echipă, am, nu am fost individualist și am venit o clientă și m-am zbătut, uh, nu pune tu mâna, fac, dacă se poate să fac eu și spălatul, este perfect numai să nu cumva să trebuiască să se stricție în casarea. am văzut acele situații, cum, cum să-i dau lui să spele și să coafeze? Păi 55 spălatul plus 70 cu păi pierd eu în adică în aia era gândirea, da, aia era mindset-ul de acolo. Nu, gândirea este alta. Gândește că poți să faci două programe dacă ești supra solicitat și vrei să mulțumești pe mai multă lume și faci cunoscut omul și omul de lângă tine pe care îl faci cunoscut este un executant. Vino în coace că te prezint, haide împreună cu colegul meu să vedem ce să facem. Și atunci ne ducem, ne discutăm împreună deschis de față cu clienta, hai să vedem ce aplicăm, atunci picăm tot, am concluzionat, deci practic ajut omul de lângă mine că îl introduc. Crezi deja trust -ul. Exact, că nu vine un începător și atunci l-am lăsat la execuție și restul ține numai și numai de el, de cum execută, de cum vorbește cu clientul mai departe, de ce îi recomandă, să preia clienta și să devină clienta lui, că pe mine nu mă deranjează, spun sincer, pentru că da, am norocul și am învățat skill-ul și instrumentul din spate, prin care mi-aduc alte cliente noi într-una, pentru că așa trebuie să-mi cresc business -ul. Dacă nu aveam business și eram doar Radii Perjovski, eu singur și vream să lucrez doar eu, puneam, trăgeam linie de mult că mi-ajung clientele efectiv, nu am timp fizic să le mulțumesc pe toate, că nu am când și aia a fost și lucram, dar eu pentru mine și atât me, myself and Irene and I, and whatever <laughs> și aia e. Nu, e mișto să-ți pregătești oameni și satisfacția pentru mine mai mare este când văd că acea clientă revine în salon și nu mă contactează pe mine că nu vine la mine și că vine cu cea mai mare încredere la colegul pe care l-am recomandat sau să-și facă cu totul și cu totul altceva și mai ales să vă și schimbări. Pentru că, să revenim iarăși la concurență ce am auzit, totuși pe piață, sunt foarte mulți care, din păcate, așa gândesc și asta fac. Nu, să nu împartă, să nu dea. Mă Dăm de parte pentru că ai mai mult de câștigat. Nu pierzi. În e un mod în care am reușit și noi să creștem business-ul. Altfel n-ai cum. Să ne luăm, noi, bă, sistemul nostru e bă, în felul următor, nu avem niciun angajat din afară, toți provin din școala noastră, pe care creștem în timp cu valorile și viziunea noastră și îl luăm lângă noi ca asistent, îi transfer de încrederea clientului și încet, încet îți prea clienți. Exact. Și așa se crește oamenii. Și că bine e deschis treaba asta și ce am observat, oamenii pe care i am alături, deci dacă stau bine să mă gândesc, toți oamenii pe care i-am alături sunt oameni pe care i-am pregătit eu sau valii asociatul meu. Ăștia sunt oamenii care exact formați de tine, de mine, de noi, cu conceptul respectiv. Ăștia sunt oamenii care au rezistat și rezistă lângă tine și merg mai departe pe conceptul respectiv. Da. Nu cu un om și nu te bucuri foarte tare de unul care îți vine cu nu știu de la concurență că mamă e... nu. Nu cu ăla, din contră poate să strice vibe-ul și toată atmosfera de acolo. Exper singura experiență, am avut un singur om angajat din afară și v-a dat echipa peste cap la un moment dat și am da. zis nu, gata, punct. Da, exact. Și bă, am dat afară un om care era super productiv, avea super încasări și toată lumea mi-a zis, ești nebun, cum să-l dai afară? Zic nu, strică toată echipa, strică tot, restul, tot. Nu contează doar, cel mai mult contează caracterul și coloana vertebrală. Exact. Asta e ceea ce faci. Știu diferența. cum e, că dacă stai să gândești pe cifre, într-adevăr că zici, bă, pare un minus sau nu știu cum. Dar feeling pe care l-ai, că până la urmă mergi la serviciu și trebuie să mergi cu plăcere. Prefer să arunci mărul stricat, chiar dacă îți produce nu știu cât, dar mai bine să rămâi cu merele sănătoase și lasă safe, sigur și cu atmosferă plăcută și cu drag. Adică nu-mi place să-mi fie stricat feng shui <laughs> sincer. <laughs> Ca să ai așa o atmosferă bună și un feng shui bun. Care ar fi, bă, nu știu, un sfat, unul dintre lucrurile pe care bă, le faci cel mai bine și n-ai vrea să renunți niciodată la el și bă, ar funcționa ca și sfat pentru alții să-l ia ca best practice? Uh, atunci când ești tu bine, cu tine, în interior, e clar că asta se vede și în exterior. Bineînțeles că suntem oameni și că avem tot felul de stări, de momente, de lucruri care se întâmplă și în viața personală, fie cu iubitul, cu iubita, cu mama, cu tata, cu familia, cu whatever, cu ce se mai întâmplă, unul în trafic și așa mai departe. Să înveți să te detașezi de probleme și să ți le lași la ușă oriunde și în orice domeniu ai lucra, este un lucru foarte important și vibe tău, pofta ta de viață și de mișto și haide să nu fii în și într-o plictiseală de aia proastă continuă, nu, nu, cred că nu ai cum să greșești cu asta. Să te duci pur și simplu, bă, te bucuri că te-ai trezit, pe lucrurile care le-ai de făcut pentru tine, chiar dacă se întâmplă să ai, nu știu, o situație de nașpa, care să te afecteze, să te dezechilibreze -de 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 un pic uh, emoțional sau psihic sau nu știu ce, bă, hai, las-o deoparte. Și, și... fii prezent, Și fi prezent acolo, că nu ai decât de câștigat. Dacă te duci și ești așa, hai să te și ziua de azi, păi hai să te și ziua de azi, și ziua de mâine, și luna, și anul, și ce mai departe, <gântasă repetit> și, pare și, și viața. Nimic, și viața, și n-ai pus nimic. Efectiv, <gântasă repetit> -te -te trece pe lângă tine, așa. Da. Îți mulțumesc pentru tot ce ai împărtășit cu noi. Uh, înainte de închiere, crezi că e ceva ce nu te-am întrebat și ai vrea să mai adaugi? E, nu știu, că dacă știi foarte bine ca și tine, dacă ne am pune <laughs> la vorbă, cred că am mai sta vreo 3-4 zile pe aici să înregistrăm. <laughs> nu, 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 nu cred că îmi vine. Dar mă bucur foarte tare că, că am venit și că am stat de vorbă cu tine, că uite, în felul ăsta mi-am și readus aminte de lucruri, le mai și conștientizez, le mai sedimentezi un pic acolo și... Îmi face plăcere, îmi face plăcere să le treci așa prin revistă. Mie mi se întâmplă că de fiecare dată după o de discuție de genul să devin mult mai recunoscător pentru uh, lucrurile care le am. Și uh, proaspăt, întors și acasă din vacanță, de fiecare dată îi spun uh, soției mele că dorește, wow, ce casă frumoasă avem, wow, ce bine la noi acasă și deci, da, ce ai? Deci, nu, sunt super recunoscător pentru treaba asta. Corect. Și cred că singurele lucruri care rămân în profund sunt discuțiile astea. 100% naturale, fer, fără să ascundem, să mascăm nimic. Și cred că asta poate să facă diferența. Și bă, cea mai mare diferență cred că o face networking-ul și oamenii cu care îți petrești timpul. Exact. Și să aibă un exemplu bun. Toată, toată treaba pe care o faci, că e foarte mișto, pentru cei mai mici, pentru că au lucruri de învățat fără exact de deci ce ai spus. Sunt chiar educative. Chiar că e o discuție liberă și ne am vorbit de 643, <laughs> fondul de decolorare, <laughs> galben-albastru, pigmentul de și așa mai departe. <laughs> Partea asta de educație, de dezvoltare personală, contează foarte mult, și aici cred că trebuie să se pună un punct mare pe treaba asta. De aceea îți mulțumesc că ți-ai luat din timpul tău, Mulțumim. pentru că știm cât de mult ne lipsesc modele clare, concrete și autentice. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine este și sper drag. să ne mai vedem într-un alt episod. Facem și până atunci numai bine. Vă mulțumesc tuturor că ați stat cu noi până la final și ne vedem cu drag în următorul episod.